Comunitatea armenilor din Iași a sărbătorit la dublu și în acest an ziua de 6 ianuarie, atât Crăciunul cât și Boboteaza. Duminică, la Biserica Armenească din capitala Moldovei, a fost oficiată slujba specială de Crăciun, după care a fost sfințită apa cu mir și cruce, așa cum spune tradiția. Și acum trimite harul prea sfântul și de viață, făcătorul tău Duh, care sfințește toate și sfințește apa aceasta. Și acum trimite harul prea sfântul și de viață. Povestea Crăciunului armenesc merge departe în timp, la tradițiile inițiale ale creștinismului. La începuturi, toate bisericile creștine serbau această sfântă naștere tot pe 6 ianuarie. Data sărbătorii nașterii Domnului a fost modificată în Imperiul Roman, după acceptarea creștinismului printre religiile Imperiului de către împăratul Constantin. Astfel, ea a fost celebrată deodată cu ultima zi a sărbătorii păgâne a Saturnaliilor, 25 decembrie, care semnifica lupta și, în cele din urmă, izbânda luminii împotriva întunericului, iar prin extindere victoria binelui asupra răului. La acea dată, Armenia era în război cu perșii, iar reprezentanții bisericii nu au fost prezenți la acel sinod și nu și-au însușit hotărârile, astfel încât armenii ortodoxi continuă să sărbătorească nașterea Domnului potrivit tradiției primelor secole de creștinism, conform căreia Iisus a fost botezat după 30 de ani în aceeași zi în care s-a născut. Bucurie mare pentru noi și pentru tot creștinii, pentru că astăzi chiar este, cum spune Sfinții Părinți, este începutul mântuirii. Cum spune Sfânta Evanghelie, îngerii grăbesc să ne spună că este mântuirea voastră și a născut Domnul nostru Iisus Hristos și noi sărbătorim. Hristos tănav, ev haitnețav, mez, ev dzez, mez avetis, orneale, haitnețună Hristosii. Deoarece în aceeași zi este și Boboteaza, după sfințirea apei, crucea este ținută de un tânăr denumit Nașul Crucii. Și binecuvintează moștenirea ta. Am fost ajutorul preotului pentru prima dată de la o slujbă importantă și sunt fericit că am putut cu adevărat să-l ajut și să slujim pe Dumnezeu împreună. El este acela despre care a zis prorocul Isaia, glasul celui ce strigă în pustie, pregătiți calea Domnului, drepte faceți cărările lui. Creștinismul este o parte integrală a faptului de a fi armean și atunci când părintele m-a rugat să-l ajut, asta a fost prima slujbă la care l-am ajutat, când părintele m-a rugat să-l ajut, n-a trebuit să mă gândesc foarte mult, am zis că desigur că o să o fac și credința este importantă în viața mea. Crăciunul pentru mine semnifică, într-adevăr, la fel cum a spus și Sfântul Părinte, începutul mântuirii, pentru că este nașterea Domnului nostru Iisus Hristos, iar Boboteaza este primul, un mare moment în istoria creștinismului și în viața lui Iisus Hristos. Hristosii dznavu haidețav, mez, cez, șadavetis. Biserica și familia sunt cei doi piloni pe care se sprijină membrii comunității armene și de care sunt strâns legate obiceiurile specifice sărbătorii. Noi am rămas așa din 301, 6 ianuarie, Crăciunul la Armen. Ați văzut, biserica era plină, ceea ce m-a umplut și în suflet. Rar s-a întâmplat să avem așa, lumea pare că se îndreaptă din ce în ce mai mult către cele ceresc, vin la biserică și chiar am fost bucuros de prezența atâtora astăzi. Ce vă doriți și ce le doriți de Sfintele Sărbători? În primul și în primul rând doresc sănătate tuturor și mie și vouă și tuturor. Și în al doilea rând, doresc din toată inima să fie pace, pentru că războaiele dărâmă tot, inclusiv demnitatea umană. Și dacă sunt războaie, totul este
zadarnic. Vreau să fie pace, ca lumea să trăiască viața din plin, în liniște. La mulți ani încă o dată și permiteți-mi să-i spun armenilor, Hristos zânav evhaidnețav, mezân țezân mez avedis. M-a adus tradiția, familia, istoria în familie, pentru că noi an de an sărbătorim atât Crăciunul armenesc cât și cel românesc. Și cu mare bucurie sărbătorim alături de cei dragi, de prieteni, Crăciunul și ne bucurăm să primim pe Dumnezeu în sufletul nostru și să fim alături de comunitatea armeană din Iași. Ce mai respectați de Crăciun, de bobotează? Există o tradiție în familie? În afară de masa tradițională pe care o luăm alături de cei dragi, rodiile care sunt pe masă din fiecare an, tradiția armenească de la străbunici și încoace, prăjitura marlenca care este pe masă de obicei și în suflet trăim armenește pentru să ducem mai departe această moștenire frumoasă a armenilor. Sunt foarte legată de biserica armeană, chiar dacă sunt practicantă și la ortodox și români, nu pot să lipsesc. Ați venit astăzi de Crăciun? Da, obligatoriu. Și pentru ce vă rugați? Pentru tot binele din lume, în primul rând, că dacă e bine în lume, suntem noi fericiți, copila să crească mare, celălalt băiat să însoare și tot așa, pentru binele nostru, a familiei noastre și a tuturor prietenilor și celor din jur. După slujba religioasă, membrii comunității alături de familii și prieteni s-au adunat în jurul mesei pline cu bucate, pregătite pentru cinstirea Crăciunului. S-a rostit rugăciunea, s-au binecuvântat bucatele și a continuat sărbătoarea. Și pe robii tăi, cu numele Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Da, e într-adevăr o mare sărbătoare și sunt surprins, plăcut că un număr foarte mare din membrii comunității au participat la această sărbătoare unică și care ne unește și face ca viața noastră să fie mai luminoasă și mai plăcută. Vă urăm un nou an, multă sănătate și cu lumină în suflet. Vreau să vă doresc un an bun și fericit, să fim sănătoși. După aia, pentru noi, Crăciunul nostru, nașterea Domnului Iisus Hristos și adunarea noastră la Biserica Armeană este o mare bucurie și fericire. A fost o după-amiază minunată, unde buna dispoziție și prietenia și-au dat mâna, armenii ieșeni sărbătorind Crăciunul și boboteaza într-un mod original, cum numai ei știu să o facă. Cei prezenți și-au urat încă o dată la mulți ani de Crăciun, au luat aghiasmă și s-au dus cu binecuvântarea la casele lor. Obiceiurile de Crăciun în comunitățile de ucraineni sunt respectate cu strictețe și sunt transmise din generație în generație. Sărbătoarea începe din seara de ajun, care vine după un post lung. Atunci, familiile se reunesc la cina sfântă. Pe masă, tradiția spune că trebuie să fie 12 feluri de mâncare, toate de post, tot atâtea cât numărul apostolilor. Pe 7 ianuarie, de Crăciunul pentru credincioși ortodoxi de stil vechi, membrii ai comunității ucrainene din Iași s-au adunat pentru a se bucura de sărbătoarea nașterii Domnului, așa cum i-au învățat strămoșii. După ce, în seara de ajun, s-au rugat și au colindat în biserică, au primit binecuvântarea preotului la mâncare de fruct, în prima zi de Crăciun au dat startul petrecerilor. Zeci de etnici ucraineni de toate vârstele și-au pus traie de sărbătoare și au venit să petreacă alături de cei dragi. Ucrainenii sărbătoresc 3 zile de Crăciun, iar pregătirile încep cu mult înaintea sărbătorii. Pentru mica familie ucrainenilor din Iași este o zi, o ocazie cam unică de a ne aminti de tradițiile, de a ne aminti de satul de unde am plecat, de a ne aminti de bucatele pe care ne-au pregătit părinții noștri, iar noi acum am încercat să reproducem ceea ce am învățat acolo și să păstrăm tradiția aceasta.
E adevărat că este pe stil vechi, nu știu cum vor evolua lucrurile în continuare, având în vedere că, după cum știți, în Ucraina de anul acesta au trecut și ei la stil nou, nu mai sărbătoresc pe stil vechi, ci sărbătoresc pe stil nou. Dar probabil că încă câțiva ani și la noi se va sărbători și pe stil vechi și pe stil nou. O dublă ocazie de a ne întâlni și de a depăna amintiri. Spuneți-ne, cum este Crăciunul la ucraineni? Crăciunul la ucraineni se pregătește încă de toamnă, fiindcă la noi sunt niște tradiții și niște obiceiuri specifice. Bărbații, gospodarii de toamnă pregătesc cu o anumită calitate de fân, o pregătesc, o pun în șură la uscat, că acel fân va fi pus, după tradiție, sub masa unde se vor pune bucatele de Crăciun. Și după aceea sunt și celelalte lucruri care se pregătesc, se pregătesc de usturoiul, se pregătesc din timp, se pregătește, de exemplu, prunele se pun la uscat, la afumat, din care se face uzvarul, din merele se taie mărunt și se pun la uscat, care intră în componența uzvarului, plus celelalte bucate care se pregătesc pentru Crăciun. Cu o zi înainte de Crăciun, toate concentrarea tuturor eforturilor sunt pentru acea zi de Crăciun și atunci și copiii și cei mai în vârstă sunt antrenați și sunt angrenați în procesul ăsta de pregătire. Fiecare are o responsabilitate. Femeile pregătesc mâncărurile, bărbații au grijă de vitele ca pe timpul zilei de Crăciun să nu cumva să flămânzească. Un loc special îl ocupă biserica și postul. Postul este un lucru care este ținut cu multă, multă sfințenie și nu se admit abateri de la acest lucru. Astăzi, ucrainenii din toată lumea sărbătoresc Crăciunul, pirit vechi, deși există deja și tabere care au început să sărbătorească ca și europenii pe pirit nou. Este una dintre cele mai importante sărbători din timpul anului. Sunt sărbători de care se bucură atât cei mici cât și cei bătrâni. Este o sărbătoare a familiei, o sărbătoare unde se adună prietenii, unde se adună rudele, unde se adună toți cei dragi, unde se face bilanțul unui an, se fac prognoze și planuri pentru anul viitor. Este o sărbătoare care adună toată lumea la masă, în seara de ajun. Împodobirea casei se face cu niște semne distinctive. Unul dintre ele ar fi ghiduh. Este un element care se construiește din spicii de grâu. El a apărut înaintea bradului de Crăciun. Ce ar mai fi deosebit ar fi pauc, este tot un simbol al bunăstării, al fericirii și al prosperității. Doresc un Crăciun fericit la toată lumea, doresc să fie pace, să fie liniște și să fie prosperitate pentru toată lumea. Gospodinele au pregătit cele 12 feluri de mâncăruri tradiționale, încercând să refacă atmosfera de altădată a celei mai importante sărbători a creștinilor. Toate preparatele trebuie să fie de post, deci nimic să nu fie de fruct. Preparatele sunt următoarele. Peștele prăjit, asta este obligatoriu. Grăul, care nu lipsește și care simbolizează bogăția. Fasolea, la fel, trebuie să fie prezentă, toate de post. Bobul este o legumă reprezentativă pentru Ucraina. Bureții, salăturile, tot felul de salături, dar toate să fie de post. Aceste bucate se pregătesc înainte de ajun. Deci,
cu o zi înainte de ajun, toate să fie sarmale de post, iarăși, care nu lipsesc, colțunașii cu cartofi, iarăși reprezentativ pentru Ucraina, colțunași cu varză, trebuie să nu lipsească merele și nucile de pe masă. Odată ce s-a pus masa și gospodarii s-au pregătit, masa este așternută, pregătită de sărbătoare, atunci încep să vină colindători. De aproape 2 ani, familia comunității ucrainene din Iași s-a mărit, deschizându-și ușile casei pentru câteva zeci de refugiați din Ucraina care și-au părăsit casele la începutul invaziei Rusiei în țara vecină. De 2 ani facem parte din această familie a Uniunii Ucrainenilor din România. Și iată, cei mici au pregătit colinde ucrainești, dar și românești. Ne amintim și ne gândim la cei care nu sunt cu noi. Este greu în Ucraina acum. Dar astăzi ne bucurăm de nașterea Domnului. Îi felicit pe toți cu sărbătoarea și le sunt recunoscătoare tuturor pentru ajutorul acordat. Hristos este speranța. Sperăm că se va naște binele în această lume, pentru că este imposibil ca în zilele noastre cineva să se comporte ca un irod. Este o amenințare pentru noi toți. Eu sunt convinsă că există oameni conducători care o vor ajuta pe Ucraina să reziste și să biruiască, ca astfel de lucruri rele să nu se întâmple în nicio țară din lume. Protestate și znișite, щоб цього не було не тільки з нашою країною, щоб не сталося з жодною країною. Scoală gazdă din pătuți florile d'albe și crede un colăcuț florile, florile d'albe. Că măbuca n-o făcut florile d'albe să tătea să n-o avut florile, florile d'albe. Pe când sunt o căpătat florile d'albe, au socializat, au colindat, au gustat din preparatele delicioase, dar au rămas cu gândul la cei dragi care sunt departe, la cei pe care îi păstrează în suflet, conștienți că s-a născut o speranță, o lumină miraculoasă pe care o ducem prin credință peste timp. Cu dorul i s-o urmit florile, florile d'albe. Când cuptorul l-a pornit florile d'albe, anul nou a și sosit florile, florile d'albe. Îmi amintesc de pe vremea când eram copil, noi, adică eu, am în continuare rude la Cernăuți, la Kiev. Și pe când eram copil, în vacanțele de iarnă, veneam cu părinții și ne strângeam cu toții. Erau, cred că eram vreo 15, între 15 și 20 de persoane. Bunica, mătușile mele cu familiile lor, noi, eu și sora mea cu părinții și copiii unora dintre rudele noastre. Și se spunea un cuvânt spiritual, de natură spirituală, legat de fapt ce sărbătorim. De fapt ce sărbătorim? Sărbătorim întruparea Mântuitorului nostru, Domnul Iisus Hristos. Sunt colinde în limba ucraineană care, de exemplu, merg pe texte din Scriptură. În Evanghelia lui Luca se spune slavă lui Dumnezeu în locurile prea înalte și pace pe pământ între oamenii plăcuți lui. Așa au cântat îngerii când le-au vestit păstorilor nașerea Mântuitorului. Mă rog pentru pace în Ucraina, să dea Dumnezeu pace, să nu mai fie așa un măcel, vieți curmate. Da, Doamne ajută ca anul 2024 să fie unul cu pace, cu bucurie, cu sănătate.
Cum trebuie să fie Crăciunul într-o familie de ucraineni? Se sărbătorește cu produse făcute cu dragoste, în cadrul familiei, cu prieteni, cu voie bună și cântece specifice pe care le ascultăm aici. Trebuie să învățăm și pe copiii noștri să cunoască limba, să cunoască obiceiurile. La mulți ani și bun la toată lumea. Și cu anul nou și cu Crăciunul pe vechi. Dă Doamne bine la tot omul, rău la nimeni. Credincioșii de stil vechi sărbătoresc Sfântul Vasile și Anul Nou pe 13 și 14 ianuarie, iar sărbătoarea Botezului Domnului, urmată de Sfântul Ion, încheie ciclul sărbătorilor de iarnă, conform calendarului iulian, pe 19 și 20 ianuarie.